Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Ia uitați ce am pregătit eu aici în mașină. Am aici o pompă. Asta de 42 de tone pe oră debit. Combustibil, benzină, furtuni, sorb aici. Niște canțaroli dintre astea, lopată, o pereche de cisme de astea stil pieptar de pescărești. Și o să mergem la Iaz, încerc să curăț bazinile, să văd, poate prind și ceva pește, dacă tot să mănâncă săptămâna asta pește, să curăț priza de apă, dar haide să trecem la treabă și să lăsăm vorba. Aici mai am o plantație de alun, care o irig din Iaz. N-am mai fost de mult pe aici, dar sper să nu fi intrat animalele sălbatice, în special iepurii, să fie roase la copăcei. Pentru că e împrejmuit, vineam eu aici o poartă, dar posibil să mai fi găsit vreo gaură pe undeva. Și acum să coborăm aici în vale, să ajungem la Iaz, nu? Că tot am văzut în comentarii când ne prezinți Iazul, care e istoria lui. E, dacă eu vine ziua astăzi, o să vă spun câteva lucruri despre Iaz. Am intrat cu o mașină aici jos. Aici este un părăuaș care traversează proprietatea părinților. Are izvoare, e apa cât e, de cât e limpede, se vede aproape pe fundul ei. Am aici priza asta de apă. Uite cum mai sunt aici sticle. Ah, vecinii de la Dinamonti, cu toate că sunt câteva case, eu știu, 100-150 de metri, lumele e greu să pună o sticlă de plastic sau o pună la coșul de gunoi. Dar în fine, nu comentez lucrul ăsta. Fiecare face după cum îi educat și ce fel de conștiință are. Să trecem peste lucrul ăsta. Deci am o țeavă, o aduc și unii de aici, de la priza asta de apă, cu toate că Iazul are și el izvoare. Vara, când e cald, îi mai trebuie un aport de apă, aport de oxigen. E suprapopulat, adică era, nu știu, știu ce o fi în apă. Eu știu că era pește, dar vom vedea împreună ce o să fie, pentru că nu știu, cred că de vreo 2 ani de zile nu l-am mai scurs și nu știu ce o să găsim. Eu aș vrea întâi, uite, mai văd ceva, câte un pește cu aici, că e apa limpede. Aș vrea să scurg întâi bazinile astea două, că au și fundul betonat. S-au acumulat mult nămol, mâl, cum se s-ar spune, pentru că apa asta care, domnule, cu ea toni de nămol. Uite, aici nu văd niciun pește, nimic. Măi, trebuie că scot apa asta din bazini, fără să... un pește atât am văzut în bazinul ăsta, cred că e proaspăt. Eu știu. Ia să mai zic ceva aici. De aici au plecat. Da, aici cred că dacă sunt doi pești. Că e apa limpede. Ia să mă duc și mai încolo să văd. Dar oricum, am să încerc să scurg apa. Am să dau drumul și la Iazul Mare, la nu are fundul betonat. Iazul ăsta cred că de 100 de ani știu eu. Știu din povestirile lui tatălui meu. El are 92 de ani, încă trăiește. Și el s-a trezit tot cu Iaz, de la părinții lui, de la bunicii mei. Și așa că era mai micuț, era făcut așa doar cu malurile din pământ. Eu am intervenit și am zis, domnule, hai să-l măresc, hai să-l fac, să-l adâncesc, pentru că tot aveam probleme cu inundațiile. Am fost nevoit să betonez și aici de jur împrejur, să fac parapet ăștia. Așa cum îl vedeți, părăuașul ăsta, cât este de mic vara, când sunt ploi abundente, se umflă și uite, și gardul ăsta l-a culcat jos. Deci, pe tuburi de 1000 nu dovedește să treacă apa. Și atunci a intrat aici și lua și pește, îl sumâlea. Ei, am băgat vreo 60 de metri cub de beton și l-am betonat tot, de jur împrejur, cel puțin aici la ăsta. Fundul nu este, cum am spus, betonat, doar bazinile. Acum să încercăm să vedem, să-i dau drumul la apă, am aici un deversor, să umblu și la el și să vedem dacă mai este ceva pește sau nu mai este, sau îi bracona tot. Am dat drumul aici la deversor, deja au început să scadă apa în Iaz. Am înfundat acolo priza de apă, i-am pus o cârpă în țeavă.
Dar uite că tot mai curge pe aici, pe supraplinul ăsta de la bazin. Iar din bazinii de aici o să trebuiască să scot cu motopompa. S-ar scurge și astea, dar trebuie să scurgă asta tot de aici și atunci ce fac cu peștele. Dar bag imediat pompa, ca aia bagă, scoate imediat. Și cu ocazia asta poate reușesc să le spăl un pic și să văd ce mai este prin iazul ăsta. Dacă mai este ceva, că mai mi-a tot mănâncă pește continuu. E un pescar înrăit, dar și mâncător de pește. Aici sper să nu plea plece la vale. Aveam un grătar aici de obicei, dar acum deocamdată el se duce în contra curent, se duce încolo, nu vine el să stea aici. A să aduc și pompa și să bag să scot apa din bazin. După cum ați văzut, am reușit și am pornit pompa, era o garnitură acolo care nu era de-a ei, era mai groasă și am fost nevoit să o tai ca să poată să strângă bine. Și imediat m-o să stropit, aici deja a scăzut nivelul, să cunoaște până unde a fost apa. Aici vă cu zburat o pungă. Sunt curios acum să vedem dacă mai este ceva în ea sau nu mai este. Aici văd că sunt câțiva pești acolo care se înghesuie. Se înghesuie și să văd eu dacă merg aici pe pârnă, așa ca Nadia Comăneci. Da, vine apa din bazinul celălalt. Da, acolo văd că sunt ceva pești. Sunt curios să vedem ce găsim pe aici. Dacă reușesc să o scurg, opa! Dacă reușesc să o scurg și pe asta de aici din ăsta alt mare,
poate vedem ceva, vreun somn, vreo știucă, dacă o mai fi, nu știu, eu știu că erau. Crap, ten. Aici pe malul Iazului, viorelele sunt florite, urzicile sunt mari, cred că o să strângă și niște urzici zilele viitoare, să facem niște urzici mestecate, un borș de urzici cu moare de varză, cu puțin orez. Ia uitați, am adus câteva din pădure și câte s-au mulțit aici și ce frumoasă și grasă sunt. Ei, acum când ele sunt înflorite, trebuia albina să băzi în ele. Da, săraca ai frig, stă la dos. Acum trebuia să fie pe aici albinuțile prin viorele astea. Cam așa bagă pompa asta. Are jet puternic. O să golească imediat bazinele. Apa scade, a început de acum să se cam agite. În bazinul ăla rămâne mai multă pentru că curge doar pe acolo. Țeava aia, mai are o țeavă de desubt, dar aceea ar trebui să bag mâna ca să-i scot dopul. Uite, văd că aici în coltul ăsta iese ceva pește, că văd că tulbure apa, o tulbură. Acum sunt curios, o să văd, dar în astea două bazine de obicei eu dau peștele care e de consum și deja e cam gata ce s-a consumat până acum. În ăla mai este ceva. Ei, în ăsta mare o să văd care e treaba, pentru că aici sunt curios, cum am spus. Eu am zis că ar trebui să mai fie ceva, dar știu eu. Vreo vidră ceva, vreun bizam. Ia să văd aici cum curge apa. Am pus aici așa o sită. Aveam un grătar, dar nu-l mai găsesc, nu știu unde îi. S-a adunat acolo. S-a adunat acolo de desubt. Tot s-a agită, ia să vedem. Se tulbură apa de acum pentru că simt ei că o scăzut nivelul apei. Ceva nu e în regulă. Acolo un colț este un caras. Stă acolo așa, nemișcat, crede că o să scape. Dar nu cred că scape. Să văd aici sorbul, că deja văd că o ajuns aproape pe fund. Trebuie să o dau mai încolo, că, cum am spus, adună mult, mult namol. Ăsta văd că stă aici nemișcat, ăsta-i șmecher. Ia să-l văd acuș. Începe apa asta să se scurgă. Sunt câțiva pește aici. Acolo cred că în capătul ăla, că am o jumătate de butoi dintre ăla de tablă, dar sigur acum e plin cu aluviuni, cu mâl dintre ăsta. Cred că ar trebui să dau eu sorbul de aici, să-l dau acolo. Am mutat sorbul mai încolo, dar cred că s-a dezamorsat. Dacă văd eu acuși, aha, gata, o tras acum. Ia, acum trage, nu? Trage din greu, dar e mult mâl. Hai că trage. Ești curios să văd câți carași rămân aici. I-au trecut dintr-un bazin în altul. Uite, acolo este unul frumos. Aha. Dacă-i văd eu acuși imediat. Când rămâne puțin apă. A, ce-o trage ea.
Aha, acolo sunt. Sunt câțiva acolo. E gata acolo. S-o termină, mai sunt și aici. Deci sunt câțiva acolo. Să-i iau cu minciogul, să se-i dau dincolo totuși. Ia să vedem noi ce-a fost aici. Ia să vă spun. Caras frumos, domnule. Au și caras aici. Au și culoarea. E aproape gata așa aici, în bazinul ăsta. Sunt curios acolo să vedem ce-o rămas. Mai las un pic ca să se ducă mai multă apă și să-l scoșă pe ăsta. Ia să mă bag și aici, să-l scot și pe ăsta. Și nu cred că o să reușesc eu să scot eu nămolul ăsta, care are vreo 10-15 cm, eu știu cât are pe fund. Un băiat care mi-a promis că vine, s-a întâmplat ceva, un necaz și nu a putut să mă mai ajute. O să rămână pentru o altă dată. Acum să-l scot de aici, să scoate de o prăjală, să văd acum ce este și aici.
umbii ban. Am și scoici.
îngheța mâinile și-a pus să ningă. Fai, Doamne! Ia să mai văd să ce aici și-a fost. Ia să vă arăt eu ceva. Vă arăt eu scoici. Uite ce scoici aici. Asta o să-i dau înapoi în iaz. Și o să vedem aici ce este. A fost un biban, dar ăla l-am dat că e pretențios la mâna asta, îi se înfundă branhiile și s-a sețiat, moale. Carasul n-are nimic. Da. Păi, Doamne. Deci asta este și a fost aici în bazin. Am dat drumul de așa la apă, în bazinul celălalt, că o să rămân așa de curățat, poate când se încălzește, cu prea... e prea frig. Și cum am spus, băiatul care trebuia să mă ajute are ceva probleme. Deja vine apa aici. Ăsta până când se scurge dincolo, cred că o să se umple și după aia o să treacă în partea asfalt aici. Da, ăstea de obicei eu le spăl, scot tot nămolul ăsta. Asta e îngrășământ natural. Natural extraordinar pentru pământ. Și acum din coace aici unii dreptunghiul ăsta, de obicei îi dau vara mâncare. Uite-l. Ia uite-l așa. Hai să vedem acum dacă vedem vreo spinare de ceva sau... A, uite, trebuie să agite de acum. Are găuri făcute pe aici. Dacă o mai avea somn, trebuie să aibă făcute niște găuri pe aici de... Mă sperie, dar trebuie să bag pompa, că aici la diversorul ăsta, până am făcut pintenii ăștia, și cam atâta-i. De acum înainte o să trebuiască să bag și aici pompa, că m-am băgat un pic mai jos, că nu-mi permitea terenul, nu avea scurgere dacă îi făceam aici mai jos, așa că mai folosesc pompa, ce să-i fac? M-am adaptat și eu la condiții și la nevoi. Încă aici, încă mai scurge acolo. E curios acum, că el tot se trage pe unde e mai adânc, pe unii zgăuri. Să mut pompa și să-i dau drumul. Hai, ce frumos a început să ningă. Am dat furtunul aici în bazinul asfalt, că am mai văzut pe acolo ceva cărășei și am zis să scoici și să stea gol fără apă până ce se umple celălalt. Și aici văd că deja a ieșit unul. Noroc că am pus asta. Se ducea pe pâră, nu ai nicio problemă. Mai populam și eu un pic pe aici pârâul la vale. Sunt curios dacă vedem ceva mai mare. Că oricum, nu știu dacă am să scot altfel de pește, chiar dacă este, am să iau caras. Carasul nou ne place cel mai mult. Și o să fac și o rețetă de caras prăjit, eventual și un borș de pește, dar cred că într-un alt episod. Acum o să vedem ce este aici, că mi-o îngheța mâinile și... E frig. A început să scadă și aici alarmant apa, pe aici nu mai curge deloc. A ajuns aici la pintenul ăsta, pentru că dalile astea, care le vedeți, sunt făcute de când am nicio din armată, deci din 89-90. Și au fost puse inițial așa, simple, fără pintenul ăla de jos. Dar deplasau, fugeau, sapa peștele pe sub ele și după aia m-am hotărât, am zis că hai să-l betonez și apoi am avut de lucru aici. Am făcut cofrag, le-am prins acolo un beton. Am văzut mai înainte o coadă, de som cred că era. Deci curios să văd dacă pot să-l surprind sau nu. Și dacă îl găsesc cu camera, pentru că fac tot felul de gropi și se bag acolo și dacă e undeva la mijloc,
nu știu dacă o să pot scoate toată apa, că nici n-aș vrea să-l las, să-l las uscat până ce se umple dincolo cu apă, ca să ajungă și aici. Acolo, hai că am scos peștele, dar aici nu pot să-l scot, că dacă a trebuit să-l dau dincolo tot. Uite, este acolo un pește mai mare, aici iarăși văd că se agită. Ia să văd dacă ăla pot să-l prind. Aha, ăla trebuie să fie un tian acolo. De acolo înainte se strânge lațul și începe să agite. Începe să se agite, că vede că nu mai are șanse. Inițial aici la mijloc era făcut încă de un metru adânc, dar probabil că dând din aripioare pești, făcându-și tot felul de gropi, scot mâlul ăla de prin toate părțile, de aici, de sub beton, și o să-l strânge gramada. Uite, acolo văd o coadă, e să văd eu. Ăla trebuie să fie pien, nu-i somnul. Aha. Mai așteptăm un pic ca să... Da, uite cum s-a agit acolo, ia. Măcar să vedem ce este și după aia să-l închid, să-i opresc bine, nici acolo aș putea să închid deja vana aia ca să mai curgă apă. Bineînțeles că nu o să mai crească apa, o să vină din partea cei de acolo. Bine, care și izvoare aici, dar priza aia de apă până mâine cred că e plin deja. Am coborât aici la nivelul apei, să dau noroc aici cu somnul, cu crapul, să văd dacă mai este. Aici era apă, dacă era plin. Ia să-l vedem dacă merg un pic așa pe, merg un pic aici pe parapetul ăsta, să văd dacă reușesc. Am mutat sorbul un pic mai încoace, să văd că aici face un fel de vârtej. Ia să vedem mai încolo, poate văd vreo coadă de pești mai mari. Vor să agită pe aici, vede el că se subție apa. Da. Uite, aici este un izvor. Aici este un izvor așa. Ia uite coada. Ia. Opa, poate îmi dă vreo coadă. Ia. S-a agit aici. Uite, s-a dus încolo, ia. Că-l vedeam noi acuși. Îl vedeam acuși. Ia să mai văd aici. Da. Aici este un izvor puternic. Ia să-l văd. Acum curge aici. Da. Curge ca lumea frumos. Ia să vedem cum o să se tot scurgă apa. Uite racul ea. Uite racul aici. Uite-l. Ia-te-l, frate. Că nu se vede. Ei, poate ce prind eu. Ia să vedem, pot să-l iau? Hai, să bagă de sub acolo. Un rac. Deci au mai supraviețuit și raci. Ia uite cum văd că acolo, cred că trage aer acuși. Ia, cred că s-o dezamorzat. Ce mă fac eu acuși? Tot scade apa. Am văzut pe aici mulți puiuți de rac. Ia să văd eu. Uite aici unul. Uite-le. Simți că se termină apa aici și acolo mai este unul. E băgat acolo. A să plece și ăla de acolo. Și am mai văzut unde. Și pe aici am văzut. Ei au ascunzători. Și... Da. Eu cum merg. Uite. Doi aici. Da, sunt acolo băgați toți. Nu uite acolo, de sub. Ia, ce faci tu? Ești de acolo? Sunt mai mulți aici. Ei, pui buniraci. Aici de sub, cred că au ceva ei. Da. Uite-l, cât e de frumos. Pe aici se bagă ei. Acolo, cred că este și somn, că am văzut coada lui. Ia, așa, ăla-i tien. Ia să vedem. Da. Aici au găuri pe dedesubt. Aici. Aha, începe să se agite. Tot scade apa și el începe să se agite.
Trebuie să stau aici și să pot... Aha. Ia uși acolo. Acum să vedem. Acum, imediat. Trebuie să-i dau așa ca să nu trag aer. El a fost inițial cu gaură la mijloc, da? Ce cum sapă pe sub, sub parapetul ăștia, peste tot pe aici? El să se bage, să se adăpostească. Race să fugă de somn, carasul de știucă și tot să de somn, că îi place la somn, îi place și carasul. Și tot așa mai departe. Ia, opa. Aha. Haide mă, du-te-mă de aici. Opa! Mamă, așa, am dat că, ia, ia, este aici, pește. Ia. Să-l stârnesc, o leacă, ia-ți, ia-ți, vă poate reușesc să văd coada la somn. Uite aici, ia. Ia. Ce aici? Nu. Ia. Era mai înainte pe aici. Ia. Cred că aici, tu? Aha. Ceva am dat, ceva mare aici. Aici e o groapă, ia. Ia. Ia, ăsta-i crap. Ăsta este crap. Așa. Că doar culoare. Ia să văd. Să văd acolo că rămâi fără apă. Opa! Era să mă duc jos aici. A, am venit aici. Doi, Doamne! Aici acum se vede spinarea. Cred că ăsta e un somn. Ia să vedem. A, uitați-l cât e de mare. Ia să vedem. Da, și altul lângă el acolo. Deci sunt doi acum. Și aici cred că e tot un somn. Nu știu, nici nu pot să-mi dau seama. Da, încep să vadă. Uite-l ăla cât e de mare acolo, ia. Să mai scad un pic apa. Și apoi după aia să văd mai bine. Ia să văd. Da, ăsta e un ten aici. Ia, yeah. Încep să vad acum spinările. Se bagă pe aici pe sub parapetul ăsta. Se bagă pe aici pe de sub, tau pe aici găuri. Numai cozile se vede. Da, se bagă acolo, ia. Păi mari. Tot se mișcă pe aici. Caută găurile. Aici este o groapă mare. Se văd eu acușa. Dar nu pot să-l scurg eu, cred că să rămână pe uscat, că... A, uite, dincolo e aproape plin, ia, cu apă. Da, iau și frumos să vede acum spinarea lui ăsta, ia. Ia. Uite-l cât e frumos, ia. Și ăsta cred că are bine, nu știu. Aștept o părere acolo. Are mâlpi el cum a stat. De când s-a scuturat odată acolo, au ce coadă. Bag un pic așa să văd dacă pot să-l salt în sus, să vichez mai bine. Ia să văd. Ho, ho, ho. Așa tap, ia și aici. Ia. S-a dus nisipul de pe tine, tata. Ia uite. Hai, ai. Ce urât mai faci aici? Da.
Este, este, aici au crescut. Dar știu că e greu de văzut, nu? I-a pus să trage pe undeva pe unii apă limpede. Dar ăla, ăla cred că e cel mai mare somn. Mai este acolo, cred că unul. Ăsta e cel mai mare care l-am. Aș veni, hai vino mai încoace, mă. Hai să te scot o leacă să, să le arăt nasul tău și mustățele. Hai, hai vino încoace. Hai vino, vino, vino. Ia vrei. Ia. Ei, băieții, băga pe aici și fierbe aici de, de pește. Are tot felul de găuri, ăștia sunt mari, nu pot. Nu pot să se bage. Are, cred că și ăsta vreo gaură pe undeva, cât e el de mare. Ia să văd ăștia tot somn de aici. Ia să văd dacă e somn sau nu. Nu, ăsta nu-i somn. Nu, ăsta e novac. Nu, ăla e. Aha, e tras mult de-acolo. Eu, ăla de acolo somn. Aici are gaură acolo mare. Ia să vedem aici ce mai este. Ia. Ce este? Crap! Ce e aici? Aha, aici este ceva iar mare. Aha, tien, ce este? Ăsta e tien. Ia. Aici au bubura pe ea. Da, trebuie de sub aici, nu, nu, n-am cum. Ia. Trebuie să scoți toată apa ca să poți să vezi. Aha, ăla e un crap. Ia, ce să-i fac eu acum? Să scot toată apa? Da. Ia. Aha, ăla-i tot tien de aici. Ia, mai scurt că tu-i mai putie. Da. Da, cum se vede, ia. Cum se vede? Opa, ce-ai făcut, tata? Ai, ăla-i tien frumos. Mă-i spun eu, ideală. Da, de ce scade apa? De ce să văd, să văd aia, mai, aia mare mai bine? Fierbe apa aici. Somnul ăla, dacă-l iau, da, lăsa acolo, lasă-l să crească, să văd că tot să crească. Ăla e sanitarul, domnule, mănâncă bicii care sunt bolnavi, care sunt rahitici, face curățenii. Sanitarul iazului meu. O, cum se vede aici așa frumos, opa, spinarea la, la tenul ăsta. Și somnul acolo. Novac, partea la alt ten. Dar crapul trebuie să fie băgat pe undeva pe acolo, prin, băgat prin găurile astea. Sunt aici niște găuri. Ia să văd, acum și numai spinarea să vede. Aha. Fierbe aici de apă, de pește. Ia, ia, ia. Haide, mă. Nu, no, e de sub aici, are gaură. Opa. Ia. Ha, bă. Da, să văd spinările. Mai lăs un pic. Ca să ne orientăm și noi să vedem ce mai putem prinde la vară. Da, da, ce e aici? E tem, ia să vedem. Ia, 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 și aici e plin de pești. Ia, ia, ia. Mamă, dar unde te bagi, tata? Ia, ia cum se bag, ia. Ia, ia și aici. Ia. Fierbi de apă, de, de pește. Pe de sub aici, pe sub, ia, pe sub betonul ăsta, sunt numai găuri și tot peștele, tot peștele se bagă aici. Mai ales acum că o să încep că... Ia, e vorbe ăștia. Uite cum se văd aici spinările. Hai să mai lăs să văd. Uite. Carasul tot îi baga prin găurile astea pe aici, pe sub, pe sub asta. Ia să văd. Ia, 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 ia. Dar nu mai... Da, nu, că sapa asta nu taie. Ia. El se bagă aici, de sub. Ia, ia cum vrea să bagi aici. Ia.
Somniți acolo. Crapul. Opa. Aha. Mergeți pe burtă de acum. Mergeți pe burtă, da? Uite așa. Aici iară. Opa. Da, dar și gropiți aici. Ia. Sunt frumos tine. Ia știa. Ia. Nu știu cum să bag aici de sub. Să bag aici de sub. Ia. Da, ce frumos. Da. Uite, acolo este crap. E să mă duc eu pe partea elaltă ca să-l văd. Oho. Ia, tot nu-l aici stă. Ia să-l văd acolo. Rămâne pe uscat. Ia, 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 o să-mi țăt că am venit aici. Uite un răcușor aici. Ei, ce faci? Ia, ha, ia, hai să-mi fie de sapă, ce ții? Ha! Ia uite-l! Ha! Asta-i crapa aici. Frumos! Frumos crapul ăsta. Este aici. Ho-ho-ho! Oho, a început să fierbeți aici. Da, este pește. Ia, unul a ieșuat aici. Bă, ce faci aici? A ieșuat? Ia du-te de aici încolo, ia. Ia. Aleu. Hai, du-te încolo. Du-te încolo. Să cam vede de acum ce este. Că rămâne pe uscat și îl asfixiez dacă îl mai las. Opa! Ia! Aha! Este, se vede. Tulburata aia scrape acolo, care se văd așa. Se văd spinările. Se văd dacă reușesc să... să... Aha! Vede, galben și frumos. Da. Haide, mă! Este. Este, este. Ia să văd aici. Uite racul. Racul ăsta. Ia, hai. Ia. Hai, prinde-te. Ai rămas tu pe uscat? Bă, ce faci? Stai aici. Ia. Îți fac și loc în mâl aici. Aici s-o umplu bazinul. Vine de acum apă, s-o umplu și cealalt. De acum înainte o să opresc pompa, că n-are rost ca să mai scurg apa, că îl asfixiez. Asta e frumos tare, îmi place. Nu știu câte kilograme o fi având somnul ăsta, dar e frumos. E frumos. Ia. Hai. Opa.
Cam gata, opresc pompa că văd că stă de acum cu burta în sus și n-are rost. Am oprit pompa pentru că n-are rost să-l las pe uscat, că e mult și nu am cum, doar să-l dau în bazine, dar n-are niciun rost. Am văzut cam ceea ce este, asta m-a interesat. Se vede cum arată. Ăsta săracul s-a pus pe o parte că e mare și nu reușește să... De acolo e unul lângă altul, s-a strâns tot grămadă. Dacă mai scotem un pic apă, chiar că rămâne pe uscat. Aici stau raci. Da. Sper că n-are nimic crapul ăsta. Bazinele astea s-au umplut. Au început să curgă. Să curgă acolo, în ăsta mare. O să-i vină apă limpede, el se liniștește de acum. Am văzut cam ce este. Crapul ăla să mă duc eu să-l dau un pic la apă mai mare, că stă pe o parte, că nu are unde. Nu are efectiv unde să înnoate. Să-și tragă oxigenul din apă. Ia să văd eu acum pe aici. Stă acolo liniștit, nu consum mult oxigen. Da. Deci acolo mai au o groapă undeva. Urmează să sortez din carasul ăla, să văd și opresc, să văd cui mai dau și restul care este mai rând, cred că o să-l dau înapoi, să mai crească, că n-am ce face cu el. Dar cu bazinele, dacă sunt pline, numai bine pot să-l dau acolo. Să-l dau eu leacă crapul ăla. Mamă, dar și aici. Tata, hai de cele acolo. Asta e mare. E mare și nu dovedește. Unde să-l dau eu? Aici e mai... Nu. Unde să-l dau? Unde să-l dau eu? Trebuie să-l dau mai la apă, la mai mare. Hai! Hai încolo, mai încolo. Sau acolo unde? Aha. Ei, du-te în partea elaltă. Uite acolo. Uite aici. Da, de acolo îi vine apă, proaspăt. Să strâng carabalăcul și să plec acasă, dar nu înainte de a funda aici vana, ca să nu curgă la vale. Mâine trebuie să fie plin cu apă aici. De mine, o început să ningă cam povești. O început să ningă cam povești. L-am sunat pe Tiberiu mai înainte, să le dau și lor câte un caras, doi acolo de fiecare, poate mai mult, să aibă și ei joi să mănânce, că le place. Și lui Tiberiu și lui Cornel, de când le-am spus cum să-l prepare, e moartea lor carasul. E așa de frumos că cam povești. Hai, Doamne, și ninge! Au ce frumos ninge ea! O frumusețe, domnule, o frumusețe, o splendoare, uite cum se vede ea. A început să curgă apa, acolo văd că a început să miște pești, nu mai stau într-un loc, semnul bun. Se aștept pe băieți ca să le dau și lor aici, să împărți în carasul ăsta, să duc pompa la mașină, duc tot carabalăcul de aici. A, nu mai pot de frig, e jali. Da, cât de frumos ninge, parcă îmi trece. O sosi băieță. Ei, pa-ți venit cu iarna! Da, băi,
pe colo, pe colo, pe podeț, în partea cealaltă, că nu-i pe aici. Vezi, poate chiși în părău. Nu, du-te din colo, cum vă spun eu. Ia, ieși și face, ia. Bă, dar și ești așa de rupt. Ia, salut. Străiți. Auzi, uite, au început să curgă apa, dar dacă nu vă uitați pe filmare, să vedeți și somn am eu acolo. Uite-l ea, uite-l ea, uite-l ea. Dar e mare. A căzut iazul? Da, tot, de tot, uite-l ea. Dar cum o țicat așa? Și ni. Iazul. O țicat iazul? Cum o țicat iazul? Uite-l ea, să vede. Uite acela de acolo care e cu coada. Îi mă la așa? Nu, și nici știi și acolo în mijloc este, s-o adunat. Dar și nici. Hai, am zis că dacă tot am scos carasul, uite, uite aici. Ai uitat carasul? Nu, am scos mai și-o fost, am prins din bazin, i-am zis că ca să mănânc și eu, păi dau și-o la un prieten. Călăr tata asta. Ia, Tiberiu, hai să te văd. Cât pești vrei? Cât mănânci tu? Ui, nu te atragi! Ui, nu te atragi! Ui, nu te atragi! Hai, bagă de acolo, ia! Bagă mâna! Nu, că-i rea și apa! Haide-mă, că mi-e îngheța, că nu mai pot! Au și cărășoai acolo, ia! Bagă! Nu, așa, bagă, bagă așa, nu, dar nu deși e mărunț, nu deși e mărunț, spune și mari! Buni, ui. Nu, 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 mari! Lasă-l ca și la mai dau să mai crească! Nu ziceți că să mă opresc! Hai, dă-i acolo și ia-i de capul ăsta! Da. Și culoare faină au! Așa, dai, nu, bagă-te și mari, bagă-te și mari. Ajung. Nu, 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 mai puni, mai puni, mai puni. Așa, well, mai puni. Hai, de bine le-ai necat. Vă, dar nu e dat fața. Hai, bagă, bagă mâna adânc acolo. Așa, hai, ia-l pe ăla. Tu. Și ăla e crap? Nu, e un fel de carasă, cred că e corșit cu crapul de așa de purtos. Hai, bagă mâna acolo, ți-i frig. Așa. Bagă acolo. Nu mi-a aruncat, băi. Băi, și-i mărbiți de înapoi. Gata. Aveți de fiecare? Ajuns. Aveți? Așa, băi, așa. Băi, spus așa, nu mi-a aruncat, băi. Gata, ajunge. Ești de geaba. Băi, va ajunge? Ajunge, ajunge. Să mâncați sănătoși. Gata, domnule, ajunge. Cât sunt? 8, 10. Și 5. Va ajung sau nu va ajung? Gata. Hai, mai pune 2, mai pune 2. Băi, mai pune 2. Hai, mai pune 2. Băi, mai pune 2, băi, mai pune 2. L-aș baga în buzunar. Lasă-te! Ia mai și pune! Aici pește-le meu! Băi, mai pune mai doi, băi! Mai pune doi! Unu, băi! Nu, mai gata! Haide, mă, mai pune doi acolo! Ia mai pune doi acolo ca să eu cu inima împăcată! Să și iei de sufletul meu să mănânc în... Haide, hai! Da! Hai, dați-i drumul și-l curăță, știți cum să-l prepara sau nu? Dacă nu vă uitați la mine pe canal, găsiți acolo cum se prepară carasul! A, nu carasului! Hai, v-am pupat, pa! Mulțumim, la revedere, pa, pa! Pa, pa! Ei, grijă că te închiedești cu el!